Salut! Fac un scurt review al site-ului Danone. Voi începe cu părțile pozitive și după aceea voi prezenta niște lucruri care pot fi îmbunătățite. Îmi place că sunt multe informații pe prima pagină, am multe casete aici, pot să văd tot felul de lucruri. Ierarhizarea e destul de simplă cu toate acestea, adică am un meniu aici care e foarte scurt, un meniu foarte vizibil cu o ierarhizare bună aici, și aici tot felul de casete și jos footer. E o structură simplă, dar cu toate astea îmi dă multe informații și este și atractivă. Îmi place cum e aranjată prima pagină, este suficient de bună. Poate aș adăuga una acasă, poate contactul și-ar avea loc aici, aici niște informații de contact, poate, dar în principal sunt mulțumit de acest aspect. Fonturile sunt mari. Pe un site intră tot felul de oameni. De exemplu, poate printre cumpărătorii de iaurturi sunt și persoane în vârstă și atunci e firesc ca fonturile să fie mari, dar nu se întâmplă asta pe multe site-uri. Și îmi place mult că fonturile de aici sunt clare, vizibile, pot fi ușor citite. Chiar și pe textele din footer sunt cu un font înalt. Termeni și condiții, care trebuie să fie cel mai mic font din site. E un font mare. Bună integrare cu rețelele sociale. Site-ul are o prezență bună și pe Facebook, și pe LinkedIn, și pe YouTube. Pot să aflu tot felul de informații și chiar dacă sunt pe acele rețele și mă ajută să nu știu, să fiu la curent cu informațiile pe rețele sociale. Adică eu stau pe Facebook și urmăresc pe Facebook. Dacă intru pe YouTube, îi găsesc pe YouTube. Video e o metodă foarte persuasivă, iar pentru oamenii care sunt în corporații e ok să folosim LinkedIn. Site-ul nu este responsiv. De exemplu, casetele astea s-ar preta foarte bine pentru o interfață responsiv și meniul acesta să apară să fie derulant. Site-ul în sine, exact cum arată acum, s-ar preta foarte bine pentru o funcție responsiv. De exemplu, site-ul Microsoft.com este mult mai bun pe partea aceasta. Se poate face mult mai bine partea aceasta. Îmi place mult partea, de exemplu, casetele astea, dacă îi dau la Microsoft și dau resize, se potrivesc mult mai bine. Lățimea este destul de mică. E un site, din punctul acesta de vedere, un pic învechit. Rezoluția este în mod tipic mai mare acum de 1000 de pixeli. Nu mult, dar se simte. De exemplu, pe monitorul meu e un spațiu foarte mare și în stânga și în dreapta. Și în fine, nu pot comanda produse online. Dacă intru și încerc să mă duc la produse și să comand niște HTML, nu am nicio opțiune sau nu văd nicio opțiune pentru comandă. Și poate ar fi utilă. Cel puțin, de exemplu, să-mi spună unde găsesc în zonă niște produse. E mai greu de implementat, dar așa doar să citesc e un pic inutil. Ok. Site-ul pe ansamblu are interfață bună, are dinamică bună, se navighează rapid, îmi place că folosesc diacritice. Grafica este atrăgătoare, e un design relativ modern, mai puțin partea cu responsive. Este plăcut de navigat. Aici, de exemplu, aș pune contactul ultimul. Termenii și condiții, poate aș vorbi la termeni și condiții și despre drepturi. Adică aici se spune obligații. Poate aș vorbi și despre drepturi. Este ok că avem un sediu central, dar poate ar fi ok să mă ajute și cu alte informații. Contact rapid. În cât timp îmi răspundeți? Adică e evident că eu dacă vă trimit mesajul, e un contact rapid, dar cât de rapid primesc răspunsul. Aș evita să scriu lucruri care pot fi interpretate, de exemplu, lumea Danone. Nu e neapărat rău, dar, de exemplu, un despre ar fi mult mai clar decât acest aspect. Nu știu de ce nu mă aștept ca poza asta să fie făcută în România. Nu mă aștept nici ca oamenii ăștia. Poate ar fi ok să fie fotografii chiar făcute în România. De exemplu, asta mi se pare că e făcută în România. Sau pare că e făcută în România. Dar altele nu neapărat. Și aș merge mult pe personalizarea și pe faptul că suntem. Că iaurtul este produs în România. Nu prea sunt țăran român și vacile române nu arată în general așa. E ceva.
atipic. Oamenii se așteaptă să găsească English version în partea de sus ca un stack, mai degrabă decât aici. Harta site este în general demodată, ar trebui, nu știu, eu aș scoate harta site. Da, au tot felul de site-uri și subsite-uri. Hai să încercăm varianta fără www. Redirecționează foarte bine. Pe ansamblu, un site reușit. Hai să facem o testare, să vedem cum caută. Da, aici din ce îmi dau seama e o căutare din WordPress, care nu e neapărat ceva rău. Îmi place că mi-a dat întâi produsele. Hai să scriu iaurt simplu, să vedem ce obține. Da, nu e neapărat cea mai... Hai să scriem iaurt. Scotăm iaurt. Nu mi-a dat niciun produs și am căutat iaurt. Deci am căutat iaurt la pe site-ul Danone și nu mi-a dat niciun produs. Căutarea poate fi mai bună decât cea aceasta. Ok, cam atât. Succes!